Și în seara aceasta, la începutul anului, privind la pilda smochinului neroditor, aș dori să aplicăm această pildă pe temele pe care noi le avem pentru studiu în anul acesta. Har în dar, har în zadar și har după har. Și vom vedea, dacă vă uitați oriunde e vorba de mântuire, oriunde este vorba de ceea ce face Dumnezeu cu noi și în viețile noastre, se respectă aceste trei clișee despre harul lui Dumnezeu. Har în dar, har în zadar și har după har. Privim la aceste câteva versete, patru, Evanghelia după Luca 13, de la 6 la 9, să le urmărim și să aplicăm învățătura despre harul lui Dumnezeu. De fapt, să vorbim despre harul lui Dumnezeu în pilda smochinului neroditor. În primul rând, har în dar. Versetul 6, prima parte, spune așa. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. Oh, ce bogăție! Câte lucruri nu ne spune această jumătate de verset despre harul în dar. În primul rând, aici ni se vorbește despre proprietarul harului. Un om avea un smochin sădit în via sa. Omul acesta îl reprezintă aici pe Dumnezeu Tatăl. Îl întruchipează pe Dumnezeu Tatăl. El este proprietarul tuturor lucrurilor. El este posesorul tuturor lucrurilor, toate lucrurile îi aparțin, pentru că, așa cum se citea din Evrei, capitolul 6, le-a făcut din nimic, au apărut din nimic la cuvântul lui Dumnezeu. El este stăpânul universului, el este proprietarul materiei și mai ales el fiind creatorul nostru, îi aparținem. Dumnezeu este stăpân și proprietar al lumii. Dar atenție, este stăpân și proprietar al bisericii sale. El este stăpân, îi aparține biserica, ea lui. Aici este vorba de o vie, aici nu este vorba de lumea întreagă. E adevărat, harul lui Dumnezeu a fost arătat și este pentru întreaga omenire. Dar în seara aceasta noi vorbim despre harul lui Dumnezeu în via lui Dumnezeu, care este biserica Domnului, este locul în care Dumnezeu ne-a adus și ne-a sădit. Proprietarul harului este Dumnezeu. Există un verset și probabil voi menționa mai multe, însă am să trec fugitiv peste ele. Știți, cuvântul lui Dumnezeu spune că noi suntem administratori sau ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Ce este un administrator sau un ispravnic? Proprietatea nu e al lui. El doar o administrează. El doar gestionează acele valori. Dar proprietatea aparține altcuiva. Dragii mei, noi suntem ispravnici în biserica Domnului, dar proprietarul este Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Aș merge până acolo să declar că tot ce suntem și tot ce avem ca și copii ai lui Dumnezeu îi aparține lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea că nici măcar noi nu suntem ai noștri înșine, ci suntem ai Domnului. Și tot ce avem, toate darurile, toate abilitățile, toate capacitățile noastre vin de la El. De aceea spunea și continua să spună Pavel, nu ne purtăm ca și când le avem de la noi înșine, ci ne purtăm ca și când le-am primit, nu ca și când nu le-am fi primit. Vedeți? Foarte multe ori tendința noastră este cu toate darurile, abilitățile, capacitățile noastre să ne purtăm ca și când sunt ale noastre, sunt munca noastră, sunt efortul nostru. Și Dumnezeu spune adevărul, de unde le ai? De unde le ai? Cine ți le-a dat?
că nu le-ai creat tu, nu te-ai creat tu pe tine însuți, nu existi prin voia ta însăți. Tot ce ai e de la Dumnezeu. Noi avem un spirit de proprietate asupra noastră, asupra ceea ce avem, și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că proprietarul e Dumnezeu, dar sursa harului, proprietarul harului, e tot Dumnezeu. Un om care aici îl întruchipează în pilda aceasta pe Dumnezeu Tatăl, avea ea lui. E via sa, e proprietatea lui. Și atenție, tot ce este în via lui, este a lui. Și smochinul sădit în via lui îi aparține tot lui. Proprietarul harului este Dumnezeu Tatăl. Beneficiarul harului este smochinul care îi reprezintă pe credincioșii născuți din nou, pe cei care îl primesc pe Domnul Iisus ca mântuitor și sunt sădiți în via Domnului. Aici smochinul nu e orice fel de om din lumea aceasta, de la oamenii din afară nu li se cere rod. Smochinul te reprezintă pe tine, smochinul ești tu. Știm că smochinul îl reprezintă și pe Israel și în contextul în care Domnul Iisus Hristos a rostit pilda, se referă și la poporul Israel. Dar astăzi Dumnezeu nu așteaptă rod de la lumea întreagă și Dumnezeu astăzi nu așteaptă rod nici măcar de la Israel. Dumnezeu așteaptă rod de la tine. Tu ești proprietatea lui Dumnezeu, dar atenție, ești beneficiarul harului. Dumnezeu, ca să poți rodi, ți-a dat harul să fii, ți-a dat harul să fii sădit în via lui. Avea un smochin sădit în via lui. Și beneficiază de faptul că această vie este un loc fertil, este un loc protejat, este un loc binecuvântat. Smochinul acesta nu e undeva în sălbăticia lumii acesteia, e undeva într-un loc așezat, îngrijit. Tu ești beneficiarul harului lui Dumnezeu, har în dar. El e proprietarul, dar ți l-a dat ție. Ești părtaș acestui har, ești beneficiarul acestui har. Și apoi, aici este vorba de intermediarul harului, nu numai proprietarul harului care e Dumnezeu Tatăl, nu numai beneficiarul harului care este smochinul, sunt credincioșii, ci intermediarul harului este un vier aici. Și când Biblia spune că smochinul e sădit în via sa, atenție, cineva l-a sădit pe smochin acolo. Smochinul nu s-a sădit acolo. Smochinul n-a căzut de undeva din cer în via aceasta. Cineva l-a luat și l-a plantat în această vie. Și cel care a făcut lucrarea aceasta este Domnul Iisus Hristos. Biblia spune că noi suntem un sad, adică sădiți, un sad al Domnului. Am fost sădiți în El și de către El. Între Dumnezeu și om, cel care transportă harul, cel care facilitează harul, intermediarul care stă între Dumnezeu și om și face posibil harul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, este Domnul Iisus Hristos. Toate binecuvântările, toate harurile pe care le primim de la Dumnezeu, sursa tuturor binecuvântărilor, toate sunt prin Domnul Iisus Hristos. De aceea când ne rugăm la Dumnezeu și cerem har, și cerem vindecare, și cerem să-și arate harul nemeritat în viețile noastre, toate rugăciunile noastre sunt în numele Domnului Iisus Hristos. El este intermediarul harului, purtătorul de har. De aceea cuvântul Domnului spune și harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Iată, vă rog frumos să observați har în dar.
De ce e în dar? Pentru că nu e al nostru, pentru că nu noi suntem proprietari, pentru că de la noi înșine nu avem nimic. De ce e har în dar? Pentru că deși nu îl merităm, îl avem și nu l-am primit plătindu-l, ci l-am primit în dar. Și l-am primit prin Domnul Iisus Hristos, care a fost posibil această revărsare de har, aducerea harului lui Dumnezeu în lumea aceasta prin sine însuși, prin prețul pe care l-a plătit El la calvar. Har în dar. Pilda smochinului neroditor ne vorbește mai întâi despre har în dar, în al doilea rând ne vorbește despre har în zadar. Versetul 6, partea a doua, după ce observăm har în dar, el a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, vă rog să observați har în zadar, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Versetul 7. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul, atenție, degeaba. Are har să fie în vie, e sădit în vie, e îngrijit în vie, e protejat în vie. Are și beneficiază de toate binecuvântările acestui har. Și cu toate astea, îl face zadarnic pe har, pentru că nu aduce rod. Har în zadar. Și bineînțeles, versetul 9, în partea a doua, spune, dacă nu va aduce rod, îl vei tăia, pentru ca să nu facă umbră degeaba pământului. Ce înțelegem de aici? Mai întâi, când vorbim de har în zadar, vorbim despre responsabilitatea harului în viețile noastre, rodul. Dragii mei, harul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca să putem rodi și trebuie să aducem rod bun spre slava lui Dumnezeu. E responsabilitatea noastră. Dumnezeu a adus harul în viețile noastre pentru ca să se convertească în noi în rodire. Cea mai mare dezamăgire pentru oricare dintre noi, dacă am sădit o grădină, este să muncim, să punem planta aia, sămânța aia în pământ, să o vedem cum crește, să o îngrijim, să o tăiem, să o pigulim, să facem tot ce trebuie, toate detaliile grădinăritului. Și până să ne trezim că nu crește nimic. Ce dezamăgire! Și te uiți urât la fierul acela de roșie sau de ceapă sau de ciofi. De ce te uiți urât? Păi unde să te uiți? Pe cine să blamezi? Dacă tu te-ai priceput la grădinărit și nu a adus rod, cine-i de vină? Responsabilitatea de a rodi este a ta, frate și soră. N-ai nicio scuză să nu rodești. Ai fost plantat în via lui Dumnezeu. Ești parte din trupul lui Hristos. Ești conectat la sursa de har care este cuvântul lui Dumnezeu. Ai posibilitatea să faci ceva pentru Dumnezeu. Ai posibilitatea să aduci rod. Lipsa de rod în viața ta este problema ta. Responsabilitatea harului este rodul. Acum atenție! Vă rog să observați nu numai responsabilitatea harului, ci și răbdarea harului. 3 ani. Sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Ce înseamnă ăștia 3 ani în viața ta? 10,
20, poate 30. Câți ani trec, stimați frați și surori, și continuăm să nu rodim? Ce înseamnă a rodi? Cineva se uite și spune, adică cum nu rodesc? V-am mai spus și vă repet că e de folos. Rod înseamnă trei lucruri. Primul fel de rod este rodul caracterului nostru. Rod în caracterul nostru. Roada Duhului. Un caracter al unui om născut din nou. Fapte sfinte. E rodul comportamentului nostru. Când facem fapte vrednice de pocăința noastră, faptele acestea nu sunt de la noi, ele au fost aduse în natura noastră prin Domnul Iisus Hristos, dar felul cum noi trăim trebuie să o dovedească roada Duhului Sfânt, calitățile acestei roade în comportamentul nostru. Ăsta este primul rod. Al doilea fel de rodire care trebuie să se vadă în viețile noastre este fapta caritabilă, este spiritul caritabil al credinciosului. El rodește în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Când facem bine altora, spune Apostolul Pavel, să fiți cei din tâi în fapte bune. Rodirea înseamnă un comportament nobil față de aproapele, să-l ajuți, să-l sprijinești, să-i spui o vorbă de încurajare, să-i dai cele trebuincioase. Astfel rodește, nu numai prin faptele neprihănirii, printr-o viață de abținere față de păcat, ci o viață proactivă de a veni în sprijinul celor din jurul nostru, culminând cu cel mai înalt rod pe care îl așteaptă Dumnezeu. Roduri de convertire. Rod de caracter care se vede în comportamentul nostru, rod caritabil care se vede în faptele bune pentru aproapele și rod de convertire prin care aducem rod bogat, spunea Apostolul Pavel, vreau neapărat să ajung în Roma să câștig vreun rod în mijlocul vostru. Oameni care să-L cunoască pe Dumnezeu. Acum, scumpii mei, ori aducem un rod complet, ori suntem descalificați. Întrebarea mea este, noi nu suntem obligați să-i pocăim cu forța pe oameni. Dar dacă nici nu semănăm sămânța, de unde să sară ceva? Spuneți dumneavoastră. În anul 2018, te-ai abținut de la păcat, bine ai făcut. Ai trăit o viață aproape de Dumnezeu, excepțional. Nu te-ai făcut vinovat, cum spunem la cina Domnului, de păcate grave, nemărturisite și nepărăsite. Foarte bine. Ai ajutat în stânga și în dreapta, atunci când a fost cazul. Și mai bine. Dar, și nu o să vă spun arată cu degetul pe unul care s-a pocăit prin tine, că, repet, responsabilitatea de a se pocăi e a lui, responsabilitatea ta este de a semăna. Ai vorbit cu vreo persoană despre Domnul? Ai mărturisit cuiva despre Dumnezeu? Măcar o dată în 2018. Pentru că de ani de zile stăpânul vine sub ramurile tale și se uită după rod. Și scuze, nu avem. Răbdarea harului a așteptat multă vreme. Dumnezeu mai întâi investește și pe urmă așteaptă. Dar atenție! În pasajul acesta nu găsim doar responsabilitatea harului, rodirea, nu numai răbdarea harului, 3 ani, ci și răzbunarea harului,
Taie-l! Taie-l! Dragii mei, harul lui Dumnezeu nu permite să fie risipit. Dumnezeu îl dă în dar, dar nu-l aruncă. El vrea să fie convertit în rob care să-i aducă slavă? Și dumneavoastră vă uitați urât acum la Dumnezeu și spuneți: da, toată ziua, bună ziua, am aflat de sărbătorile astea că vrea slavă. Îi trebuie slavă. Vă întreb eu, n-are Dumnezeu destulă slavă fără aia care i-o dăm noi? Aveți impresia că Dumnezeu a venit ca un cerșetor în lumea asta, cerșind slavă de la noi, că n-avea destulă? Nici de cum! Dumnezeu are toată slava de care are nevoie. Nu-i lipsește nicio iotă de slavă. Când eram adolescent, m-am dus două veri la rând să lucrez cu tata, să fac niște bani. Tata și mama s-au gândit să mă facă un băiat responsabil. Știu ce e aia banul. Eu m-am gândit imediat la blugi, geacă, geantă și profiterol la cofetărie în centru. Îmi dădeau ei, dar nu mi-ajungea. Eu vreau în fiecare zi din astea. Am zis, mă duc, muncesc o lună, mă umplu de bani și sunt boier. După ce am lucrat, tata îmi spune: măi băiete, dă-mi banii să ți-i țin. Că dacă îi ții tu, îi risipești și nu-i mai ai. Dar tata ți-i ține și ți-i păstrează bine și o să iai la mine. M-am uitat la el, n-am zis nimic că trebuia să-l onorez și problema cu tata și cu mama era că ori îi onoram, ori îi onoram. Adică n-aveam alternativă. Nu știu cum e cu părinții voștri. Însă pe vremea mea, dacă nu-l onorai, te onora el cu o mamă de bătaie, de-l onorai repede de tot după aia. Și m-am gândit, am muncit eu o lună să-mi țin el banii. Ce să fac cu ei peste 5 ani, că eu acum am nevoie de ei. Dragii mei, noi avem impresia că slava pe care o dăm lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, rămăsesem fără slavă, dați-mi mai slavă, că am rămas fără slavă și nu mai am slavă. Nu, fraților. Slava pe care i-o dăm lui Dumnezeu e tot pentru noi, ne-o ține Dumnezeu pentru eternitate. Că întristările noastre ușoare de o clipă lucrează o greutate veșnică de slavă. Dar pentru cine? Pentru noi. Domnul împarte slava lui cu noi. Noi auziți, când o să ajungem în veșnicie, câtă slavă trimitem noi de aici acolo, om fi numai în zdrențe, până la urmă Domnul trebuie să ne dea din slava Lui ca să ne acopere cum trebuie. Dacă o ținem noi aici pe pământ slava și noi o dăm Domnului, știți ce facem cu ea? O împrăștiem și o risipim. Că de aia spune Biblia, dă-i slava Domnului, nu te mări pe tine însuți, că ți-ai luat răsplata aici pe pământ. Aia e slava de care ne vom bucura, pe care o dăm Domnului, nu că n-are, ci pentru că El știe să o păstreze bine de tot, ca să ne întâlnim cu ea în veșnicie. Dar dacă n-aduci rod, harul nu lasă capul într-o parte și spune, ei, ce m-a risipit. Ascultați, fraților,
Aici e vorba și de răzbunarea harului. Ești responsabil să rodești? Harul are multă răbdare cu noi, dar într-o zi se va răzbuna pentru toată risipa din viața oamenilor care n-au prețuit harul lui Dumnezeu. Taie-l! Taie-l! Nu se bucură de harul ăsta. Nu fructifică harul acesta, risipește harul. Har în zadar. Și Dumnezeu pedepsește această risipă de har. Har în dar, har în zadar și în al treilea rând, har după har. Smochinul acesta deja a avut parte de har. E sădit în vie, are un vier care îl protejează, e în cel mai bun loc în care poate să fie. Smochinul acesta a făcut harul lui Dumnezeu zadarnic. N-a rodit. Și-a bătut joc de răbdarea harului. Și acum stă față în față cu securea răzbunării lui Dumnezeu. Ce mai poate primi acest smochin? Și acum ascultați. Versetul 8. Doamne, i-a răspuns vierul. Mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face rod. În primul rând aici vedem har după har. Ți s-a făcut un mare har. Ai avut parte de harul lui Dumnezeu. L-ai risipit. Și în momentul în care vine sentința răzbunătoare a harului, taie-l. Vă rog să observați har după har. Mai vine o porție de har pe traiectoria acestui smochin. Și în primul rând, harul mijlocitor care spune, mai lasă-l, mai lasă-l, mai lasă-l. Mă bucur mult că am crescut cu doi părinți. Când se supărau unul pe mine, celălalt zicea, hai, mai lasă-l, mai lasă-l. Să știți că Dumnezeu ar putea să fie tare supărat pe mulți dintre noi pentru această risipă de har, absenteism. Când Domnul e prezent în mijlocul poporului său, cu harul său, risipă de har. Biblia pe care se strânge praful luni de zile și nu e deschisă. Alții își rup paginile din ea să aibă fiecare câte una. Risipă de har. Libertate să ne rugăm cât vrem de tare și de lung. Și leșinăm de oboseală după două minute. Risipă de har. Scump popor al Domnului, care de ani de zile ne bălăcim în acest confort, bunăstare, și o facem de multe ori cârtind nevoie mare, împedecându-ne din greu, urcându-ne și dându-ne jos din mașini, așezându-ne și sculându-ne de la mese încărcate, intrând și ieșind din magazine pline, încălziți, săturați și îmbrăcați, pe alese, cu biserică confortabilă, scaune, fotolii, risipă de har. Nu un an, nu doi, mulți. Din ce în ce mai piperniciți spiritual, din ce în ce mai slabi, din ce în ce mai leșinați, din ce în ce mai nemulțumiți, din ce în ce mai pricăjiți, din ce în ce mai nemulțumiți de tot și de toți.
Și Dumnezeu zice, mai lasă, mai lasă. Harul mijlocitor, dragii mei, m-am gândit mult și mult m-am gândit. Nu era bine să fi rămas Domnul Iisus aici pe pământ cu noi? Nu era mai bine să nu plece în cer? Dar acum mă gândeam, bine că s-a dus, că stă la dreapta Tatălui și că mijlocește pentru noi. Că dacă nu era acolo lângă Tatăl, atunci când a luat secura și a spus, taie-l, ce se alegea de fiecare dintre noi? Însă avem un scump mijlocitor la dreapta Tatălui, care în anul 2018 s-a oprit în dreptul tău și când Tatăl a spus, taie-l, el a spus, mai lasă-l. Și am intrat în anul 2019 cu același glas mijlocitor care a zis despre ziua de astăzi, mai lasă-l. Dar vă rog să observați că aici întâlnim nu numai harul mijlocitor, ci și harul muncitor. Harul ăsta nu numai că mijlocește, își suflecă mâinile și se apucă de treabă lângă tine, la rădăcina ta și zice, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Se pune pe treabă harul la rădăcina ta în anul acesta, începând cu seara aceasta. Când ai fost în prezența Domnului, s-a ascult cântările minunate ale Domnului, s-a ascult cuvântul minunat al Domnului, să stai de vorbă cu Domnul, să fii conștient de faptul că e aici, s-a coborât în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, ca să ne sape la rădăcină de jur împrejur și să ne pună îngrășământ. Mărit să fie Domnul! N-a zis doar mai lasă-l, că și așa n-a fi bun de nimic încă un an. L-om tăia la anul. Repede, repede, harul ăsta muncitor se pune pe treabă la rădăcina noastră. Și uneori mai aduce și gunoi în viețile noastre. Și zicem, ce-i cu gunoiul ăsta aici? Oh, lucrează. Lucrează, îți dă medicamentele de care ai nevoie, substanțele de care ai nevoie, ca să poți rodi. Și pe urmă este nu numai harul mijlocitor și harul muncitor, este harul motivator. Toată conversația aceasta are loc în preajma smochinului să aducă, să audă smochinul, să audă smochinul, să aud eu. Și Dumnezeu îi spune lui Dumnezeu. Putea să nu vorbească. Putea să se uite unul la altul. Dumnezeu e una în natură. Dumnezeu n-are nevoie să vorbească cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu de față cu smochinul ca să audă smochinul. Poate că de acum înainte va face rod. Maică nu-i spune... Fă-mă rod, fă-mă rod. Și ca să-l motiveze bine, că spune în Romani, uită-te la bunătatea lui Dumnezeu, dar uită-te și la... Adică cumva să te împingă, să te împingă. Spune, am să fac tot ce trebuie pentru el. Poate că de acum rodește smochinule. Dacă nu, te tai. Dacă nu, te tai. Scumpii mei, în seara aceasta am văzut harul lui Dumnezeu în pilda smochinului neroditor. Har în dar. Noi am beneficiat de el. Har în zadar. Fiecare dintre noi a risipit ceva în 2018, poate și azi. Și har după har.
dovada că suntem în viață în seara aceasta aici, respirăm în prezența Domnului. Putea să se audă ieri sau alaltă ieri, da, el. Însă cineva a rostit în dreptul meu și al tău, mai lasă-mi.